Un copil ne-a arătat cât valorează conștiința națională. Sabina Elena, eleva din Covasna care a purtat bentița tricoloră, a transmis unei țări întregi că ziua maghiarilor de pretutindeni nu ar trebui să despartă națiunile. Astă seară, Sabina Elena și mama ei sunt invitatele lui Rareș Bogdan într-o ediție specială Jocuri de putere. Află ce învață copiii din Covasna și Harghita despre Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza și regele Ferdinand. Și cine nu le permite românilor și maghiarilor să-și lase strămoșii să doarmă. Astă seară de la ora 21, în exclusivitate la Jocuri de putere, cu Rareș Bogdan.